Bun găsit, dragii mei, la Astroplay. Avem evenimente astromagice pentru că pe 20 iunie, ora 23 de minute și 51 fix, va fi solstițiul de vară. În acest an, până pe 20 iunie, copiii care se nasc în prima parte a zilei sunt gemeni. Cei care se nasc pe 20 iunie, în ultima parte a zilei, sunt rac. Sunteți uimiți? Pentru că toți acolo pun datele unde se schimbă zodia, după cum le tună și cum le vine în general. Ei, să nu fiți uimiți, pentru că vă spuneam că aspectele pe cuspidă diferă de la un an la altul. De aceea există astrolog care poate să vă calculeze. Da? Vă spuneam, deci, de aspectele acestea, în sensul cel mai bun al cuvântului. De aceea, mulți se spune că orbecăie și nu știu nici măcar cărei zodii îi aparțin. Deci, să vedem cum arată din punct de vedere previzional prima săptămână la început de vară astronomică și nu calendaristică. Berbec. Longitudinea astronomică a Soarelui va fi de 90 de grade și o să vă dea vitalitate din belșug, o schimbare bruscă de macaz și o să înțelegeți cât sunteți iubiți de univers. Vă spun eu că sunteți iubiți de univers, numai voi trebuie să știți să dați binețe universului la timp. Vine cu o energie a belșugului la cei pozitivi și constructivi, deci câștiguri pe toate planurile. Cei ce țin de teluric pot avea mari încercări. De natură karmică, evident, pentru că axa karmică este la voi, chestiuni neînțelese care trebuiesc cu adevărat deșifrate. Adică trebuie pus punctul pe ei, pentru că dacă nu înțelegeți, în loc să evoluați, involuați. Dați înapoi și vă transformați din berbeci în raci. Taur. Norocul vostru ține de celebrările tradiționale arhaice ce se făceau în trecut de străbunii noștri, inclusiv de vechii daci. La ei se vedeau efectele apei, de exemplu, a aerului, acolo unde este frumosul, sănătatea, a focului sacru, a pământului, unde este hărnicia. Da? Iar acolo unde este aerul adevărat, știți combinațiile, că mulți zic de Feng Shui. Nu, avem tradițiile noastre, da? Acolo unde vorbim de aer, vorbim de dans și de muzică, de pictură, de lucrurile care țin de subtilul frumos evolutiv. Și de ce nu? Chiar dansul reprezintă libertate. E o formă de manifestare altfel. Gemeni. Cine are rădăcinile bine înfipte în glie, va atrage energie și belșug. Relația cu bunii, cu străbunii. Cine nu va rătăci într-un labirint abisal. Trecerea astroplanetară din 20 iunie pe cuspidă echivalează cu sărbătoarea sânzienelor, drăgaica. Oare de ce cele cu nume laic, nou, sânziana, sânzienele sau dacic, unic, cum era zian, ziana, zâna, da? Cosânzeana. Destinul, din altă perspectivă, da, trebuie vizualizat așa. Trebuie vizualizat
pe rădăcini. Da? Zânul pe care îl caută cei ce iubesc altfel sau trăiesc altfel, unde partea materială, telurică, văd destinul din alt unghi, aș spune, da? Care nu e neapărat de datoria mea, de competența mea să analizez, să judec. E fiecare ca el. Știți cum, câte borde, atâtea obicei. La solstițiu de vară, sărbătorile de sânziene trebuie respectate ca să nu vă luptați pe urmă cu elele. Da, v-am mai făcut eu altă dată și un horoscop al elelor. Dar e bine să înțelegeți cum funcționează sânzienele. Ce spuneam la gemeni? Ca previziune pe cuspidă, unele bune sunt valabile și în cazul vostru. Sensibilitatea în iubire cu roa florilor datorită lui Venus în rac, cântul ca și esență și substanță de apă cu aer, cântul lui Nicolae Sabău, dacă vă aduceți aminte, sânziene, hai mări la sânziene, cu Mercur în rac, comunicarea, care e foarte importantă, da? Istețimea, care este la fel de importantă, că ne aduce anumite beneficii în săptămâna următoare, da? Mișcarea, Mercur e zeul cu aripi la picioare, cum vă spun eu, și focul, care să vrea sacru cu ritualele foarte bine păstrate de popor, vor fi esențiale în cazul racilor. Da? Buni și mai ales ritualurile pot funcționa cu foarte mult spor. Racul întotdeauna a fost într-o relație directă cu mama, cu Gaia, cu teluricul, cu tradiția și nu altfel. De aici spunem și de relația lui cu țara și raporturile pe străinătate. Nu am timp să dezvolt mai mult, dar poate altă dată o să vă spun ce se va întâmpla cu tinerii care sunt plecați peste hotare. Poate. Leu. Solstițiul de vară creionează debutul de destin al săptămânii următoare. Progresiile solare atrag energii venusiene și mercuriene. Aici mă refer la sănătate și ceva legat de locul de muncă sau de la locul de muncă, de carieră. Pentru că se creionează anumite discuții, anumite negocieri pentru tranșarea anumitor situații și parafarea lor. Ei, dragilor, vestea bună este că se prefigurează ceva evenimente. Și dragilor, pentru că fecioara este la feminin, trebuie să faceți în așa fel încât să vă faceți un fel de ordine în gânduri și în agendă, regăsiri cu prieteni, chiar anumite evenimente și petreceri cu ștaif la unii unele, cele care au vitalitatea scăzută. Veți avea nevoie de o revitalizare în natură. Cele care au anumite probleme ce țin de stres, de energii acumulate, de neînțelegerea anumitor lucruri, vor trebui să caute, să cotrobăie în lada trecutului, în lada de amintiri, când, cum, de unde să prefigurează anumite chestiuni care vă creează neliniște într-un final. E o săptămână în care temperanța, retragerea, izolarea vă poate da un plus de liniște providențială. Și am ajuns ușor, ușor și la balanță.
Când privesc astrograma generală a săptămânii care urmează, o să vă zic că ceva parcă nu este așa cum mi-ar plăcea mie să vă explic ca și mesaj. Dar, cum știți, deja menirea mea este nu să vă gâdil orgoliu, ci mai degrabă să vă atenționez ca să atenuăm ce ar putea să nu fie foarte bună în viața voastră. Pentru că un om sfătuit este de două ori mai câștigat. Alții își doresc numai să le gâdil orgoliu și să facă un soi de terapie la TV. Un lucru care nu este constructiv, dimpotrivă, dar chiar dimpotrivă. Vă spun cu experiența pe care o am de atâția ani de zile că trebuie să știți dinainte, pentru că de acolo veți alege o cărare corectă. Unde mai punem că este și an karmic, an greu cu însemnătate și care aduce bagajul cel puțin al celor ultimi 9, 18, 26, 27, 36, 37 de ani și tot așa. Bașca viețile anterioare, pentru că nu vine niciunul fără bagaj karmic din viețile anterioare. N-au cum, nimeni n-are cum, nimeni. Cine spune că lui merge bine și că este un soi de vodă prin lobodă, păi, când vă spune așa ceva, să picați pe gânduri, că ceva nu e în ordine cu persoana respectivă. Și am încheiat. Da? Ca să vă spun ce trebuie să individualizez. Dar câtă vreme karma negativă este în balanță și aspectele astrale ale săptămânii sunt cele de le-am menționat eu la început cu solstițiu, în momentul în care vorbim de o zodie cardinală, uite așa, dacă voi sunteți la sud, un eveniment se conturează la nord, unul la est și un altul la vest. Și am încheiat. Deci, nu vor veni perioade în care să stați cu minți și să meditați, că o să treacă evenimentele fără să vă atingă. Poate în alte ani. Și am ajuns la Scorpion. Solsticiul de vară aduce un plus în zona celor care au de susținut examene, dar nu numai. Cei care sunt cu adevărat pregătiți de lupta și de competiția cu viața. Astrele susțin energetic, cu inspirație, cu vitalitate tot ce aveți de făcut și în niciun caz săptămâna viitoare spun că aspectele nu vor înlocui lacunele și lucrurile pe care le-ați neglijat în ideea că o să vină vremuri mai bune și că lucrurile se vor rezolva de la sine. E, ce bine ar fi! Aș! Da? Iar la unii, pas! Este o perioadă agitată în care trebuie să ținem cont de fiecare pas, de fiecare mișcare și mai ales ne trebuie o centură de siguranță. Săgetător. Ați văzut, ați auzit ce spuneam la Gemeni, pentru că este zodia voastră în oglindă, iar opoziția cu luna albă pe care o face cu soarele la solstițiu vă poate pune destinul în penumbră. Există aspecte penumbrale pe care le calculăm la naștere, le calculăm și pentru partea previzională, ele trebuiesc suprapuse pentru că unora vitalitate le dă soarele, altora le dă luna, cum este luna în creștere, craiul nou, luna plină și luna în descreștere. De aceea sănătatea este pe corelația aceasta selenară. Ori când vorbim de un aspect de cotitură, spun eu, lucrurile trebuie să funcționeze în așa fel încât să vă uitați spre trecut.
să vă uitați acolo unde înțelepciunea, da? Și experiențele, lecțiile de viață ale trecutului pot să vă împingă acum destinul, adică să fie un soi de trambulină, ca să mă înțelegeți și mai bine, sau dacă nu, spune că vă întoarceți înapoi ca să rezolvați ce n-ați rezolvat, ca pe urmă să puteți să mergeți mai departe. Capricorn, comunicarea subtilă. În săptămâna ce vine se vrea un plus pentru spiritele superioare și un suport astral benefic pentru ei din toate punctele de vedere. Ceilalți trebuie să ia aminte la primii, acolo unde se spune că mesajele vin din astral cu o subtilitate aparte și cu o încărcătură aparte și am încheiat, ca ați înțeles. Vărsător, cu luna de sânziene, cu spice galbene, se vrea spor în casă, cu luniță pentru bădiță la cele care își doresc să-și întâlnească sortitul. Când vorbim de dragoste, adică pentru că ziua de astăzi destinații, sortiții, sufletele pereche se rânduiesc altfel. Spor de galbene pene, pentru că se spune că pasărea galbenă în pene acum vine și reprezintă galbenii, sporul de altă natură. Deși se spune că talanții nu trebuie să fie întotdeauna material, pot să fie și de altă natură. Putem să adunăm talanți pentru a trece punțile spre rai. Și am încheiat pentru că vă dați seama cât de important e să avem spor, cât de important este să avem aceste cununi de sânziene în preajma noastră sau buchete, da? Cum sunt ele, dragele, amestecate cu spicele de grâu. Iar la pești o să le spun faptul că soarele cu Venus și cu Mercur în tranzit pe cea de-a cincea casă a horoscopului general nu indică decât preocupări care țin de suflet, în mod deosebit de relația cu cei mici, de plusurile pe care le pot aduna fiind empatici, comunicând altfel cu cei din jur, fiind buni la suflet, mări inimoși. Deci, o vorbă bună pentru cei din preajmă asigură un feedback la fel de bun. Este o pildă, dacă vreți, ce ține de creștinism, de moralitatea creștină, să fii bun cu semenii tăi. Sunt gazda dumneavoastră, Mariana Cojocaru, și mi-au rămas bun cu cele bune să se adune, cele rele să se spele.